În acest video vă vom prezenta artefacte care demonstrează existența extraterestrelor. Oamenii de știință deja de mult timp își bat capul încercând să găsească răspunsul la întrebarea: suntem oare singuri în univers? Artefactele și videourile pe care le vom prezenta ne dă clar de înțeles că nu suntem singuri. Veți vedea membrane și cranii ale extraterestrelor care au fost descoperite în Peru. Veți afla despre monede misterioase găsite în câteva țări. La fel veți vedea imaginea tehnicii moderne lăsate de extraterestre. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Ieroglifele din Egipt. Egiptul e o țară uimitoare. Aici puteți găsi o sumedenie de obiecte și artefacte care ar trebui analizate destul de mult. Unul din astfel de artefacte este această placă situată în orașul Abydos, în templul Osiris. Pe această placă sunt reprezentate ieroglife destul de ciudate. Priviți singuri, printre ele puteți vedea imaginea unui elicopter, a unei nave submarine, dirijabil și planor. Dar cum în templul egiptean antic ar putea apărea imaginile tehnicii moderne? Oare egiptenii aveau aceste mijloace de transport? Teoreticienii consideră că egiptenii de sigur nu ar putea să se laude cu elicoptere sau nave, însă cu extraterestrii care au venit la ei cândva, de sigur că ar putea. Ei sunt siguri că ieroglifele din Abydos demonstrează că extraterestrii au vizitat Egiptul antic și au lăsat un fel de mesaj specific pe pereții templului. Desigur, e tare fain, dar oamenii de știință nu primesc această teorie. Ei consideră că e o iluzie optică, însă e tare suspect că o iluzie optică a dus la faptul că putem vedea tocmai 4 surse de mijloace de transport moderne pe peretele unui templu din Egiptul antic. Voi ce părere aveți despre asta? Scrieți-ne în comentarii. Navă extraterestră. Desigur, această colecție nu ar putea fi fără o navă extraterestră. De aceea, prima despre ce vom discuta va fi chiar ea. De regulă, multe videouri în care este filmat OZN-ul se deosebesc prin calitate slabă. Însă aici avem un caz diferit. Pe data de 23 octombrie 2011, un OZN a fost filmat în timpul unei partide de fotbal între echipele New Orleans Saints și Indianapolis Colts. Meciul a fost oprit. Camera video a filmat o biserică din New Orleans și anume în acest moment obiectivul a surprins un obiect luminos. El a trecut foarte rapid, în mai puțin de o secundă, dar datorită calității videoului putem opri imaginea și să ne uităm mai detaliat. Într-un mod slow-mo putem vedea ceva ce seamănă cu o navă extraterestră cu luminițe. De la început poate părea că OZN-ul de fapt este un avion sau o stea căzătoare, dar nu. Când detaliem videoul, se vede clar o navă extraterestră. Unii utilizatori ai netului accentuează că au văzut obiectul în acea zi cu ochii proprii, iar unii declară că cadrele chiar au fost difuzate la televiziunea națională. După părerea lor despre acest obiect, țin minte mulți oameni, înseamnă că acest video nu este fake. Oare într-adevăr în acea noapte camera de luat vedere a înregistrat ceva extraterestru? Noi personal față de asta ne atârnăm sceptic, dar nu putem exclude că s-a întâmplat în realitate. Monede extraterestre. Nu doar cu ieroglifele din Abydos se poate lăuda Egiptul. Cu câțiva ani în urmă, aici au descoperit încă un artefact neobișnuit care poate mărturisi despre existența extraterestrelor. Vorbim despre monedele extraterestre, astfel aceste descoperiri au fost botezate în mass media. Monedele tainice cu aspectul unui extraterestru și nava spațială au fost găsite din întâmplare în timpul reparației unei clădiri rezidențiale din Egiptul antic. Pe o monedă este reprezentat un extraterestru cu ochi mari și un cap chel. Anume, așa ne imaginăm extraterestrii. Pe partea opusă ale altei monede este gravată o farfurie zburătoare, o sursă de transport faimoasă a extraterestrelor. Pe lângă asta, pe marginea unei monede este gravată inscripția în latină, Opportunus Adest, care se traduce ca aici la timpul său. Este de remarcat că asemenea monede au fost găsite și în alte colțuri ale planetei, în special Franța și Italia. Pe ele nu erau reprezentați extraterestre, însă erau farfurii zburătoare ce seamănă cu OZN. Multe persoane presupun că aceste artefacte sunt dovezi clare a faptului că extraterestrii au vizitat planeta noastră și au lăsat indicii cu simboluri necunoscute. În general, extraterestrii iubesc mult Egiptul. Recent, egiptenii au descoperit această creatură ciudată. Este evident că e corpul al unui extraterestru. Puteți vedea proporțiile ciudate ale corpului, la fel o formă neobișnuită a capului și ochi mari. Și chiar dacă unii oameni de știință consideră că această descoperire este un fake care intenționat l-au îngropat localnic,
cercetătorii și teoreticienii o consideră veridică. Ei chiar pot avea dreptate, din cauza că ceva asemănător a fost găsit și în alte părți ale lumii. Rămâneți cu noi și veți vedea membrane și cranii extraterestre descoperite în Peru. Veți afla despre un disc genetic creat cu ajutorul tehnologiilor avansate. La fel veți face cunoștință cu un artefact român care poate spune despre vizita extraterestrelor pe planeta noastră. O mână neobișnuită. Este cunoscut că extraterestrii se deosebesc de oameni, în special în multe imagini ei sunt reprezentați cu mâini inumane, cu 3-4 degete. Dar de unde pictorii au luat acest aspect? Poate că ei s-au inspirat de la extraterestrii adevărați. Pentru asta, haide să ne mutăm în deșertul peruvian, unde cu câțiva ani în urmă arheologii au descoperit o mână mumificată cu 3 degete lungi. E o descoperire neobișnuită, dar asta nu e tot. Oamenii de știință au cercetat amănunțit membrana misterioasă cu utilizarea celor mai noi tehnologii și au constatat că în fiecare deget al acestei mâini, numărul oaselor se diferenția de numărul oaselor din mâna omului. La fel, oamenii de știință au stabilit că aceasta nu ar putea fi membrana unui animal. Aceasta indică faptul că unghiile de pe aceste mâini sunt tăiate atent. Unii teoreticieni afirmă că această mână neobișnuită este o dovadă clară a existenței extraterestrelor, din cauza că probabil în aceste locuri cu mulți ani în urmă a decedat vreun extraterestru. Printre altele, această membrană a fost găsită lângă craniul mumificat, iar aceeași formă a capului o au extraterestrii. Artefact din Aiud. În anul 1974, lângă orașul românesc Aiud, pe malul râului, un grup de muncitori au găsit concomitent 3 artefacte la o adâncime de 10 metri. Două dintre ele erau oase de elefant, iar al treilea o bucată de metal. Anume, al treilea artefact reprezintă interes pentru cercetători, care seamănă la formă cu o pană și are câteva găuri. Artefactul, lungimea căruia constituie 20 de centimetri și are o greutate de 2,3 kg, a fost numit cel din Aiud, conform locului descoperit. Analizând compoziția obiectului, cercetătorii locali au concluzionat că la baza sa stă aluminiul, iar deasupra este acoperit cu o peliculă de oxid. Oamenii de știință au stabilit și vârsta artefactului. El a constituit numai puțin de 300-400 de ani. La final, ei au descoperit și semne distinctive a unei prelucrări mecanice, la fel două canale comunicate în mijlocul artefactului. Și ce dacă? Nimic interesant și deosebit în bucata de metal din Aiud nu este, dar asta nu e așa. O descoperire prea ciudată. Cum a ajuns la un nivel cultural oasele unui mastodont care au murit cu 10.000 de ani în urmă cu un asemenea artefact? Cum acest artefact, care are o proveniență artificială și să fie făcut din aluminiu, când acest metal în stare liberă a fost obținut doar în 1825, adică cu 200 de ani în urmă și nu cu 300 sau 400? Discrepanța dintre date și descoperirea artefactului într-un strat atipic i-a nedumerit pe oamenii de știință și teoreticieni. Ultimii au început să împingă versiunea precum că artefactul din Aiud este un obiect extraterestru. După părerea lor, obiectul indică despre vizita astronauților extraterestri și este o dovadă a existenței vieții extraterestre. Cranii ciudate. Apropo, în ceea ce ține de cranii, în același Peru au fost găsite cranii neobișnuite care mărturisesc despre existența extraterestrelor. Încă în îndepărtatul 1928, arheologul Giulio Teleo a găsit pe mica insulă Paracas un mormânt cu resturile a circa 300 de oameni. Însă, unul din mormânturi foarte mult se diferenția de restul, prin faptul că scheleții aveau cranii alungite și mai grele decât altele. Forma și dimensiunea atipică au atras rapid atenția amatorilor și cercetătorilor, care au început a construi diferite versiuni și teorii. Majoritatea oamenilor de știință s-au atârnat cu curiozitate, dar în același timp sceptic. După părerea lor, aceste descoperiri piroane reprezintă un exemplu de deformare artificială a craniului, un obicei care era popular la popoarele antice a Americii de Sud. Versiunea e bună, dar mulți dintre teoreticieni și cercetători amatori nu sunt categoric de acord că în mormântul pe care l-a găsit Giulio Teleo erau îngropați extraterestri. La acest fapt indică și mărimea și forma craniului, cât și alte descoperiri făcute în Peru, inclusiv craniul despre care am vorbit anterior. Disc genetic. Încă un alt artefact care poate indica existența extraterestrelor e așa numitul disc genetic. Este un artefact rotund de piatră găsit în Columbia cu câțiva ani în urmă. Discul genetic e făcut dintr-un material numit lidit și are un diametru de 27 de cm și cântărește în jur de 2 kg. Discul este numit genetic din cauza că se presupune că imaginea reprezentată pe el demonstrează etapa incipientă de apariție a organismului, de la concepere până la apariția embrionului și dezvoltare.
dezvoltarea sa. Cel mai important este vârsta, care constituie circa 6.000 de ani. Specialiștii ufologi presupun că discul misterios cu codul genetic ar putea fi transmis de reprezentanții altor lumi. În dovada cuvintelor sale, ei indică faptul că chiar cu dezvoltarea științei moderne este imposibil să faci un disc asemănător. Liditul nu este un material simplu, e puternic, dar și fragil în același timp și din acest motiv poate să se fărâme de la contactul cu anumite obiecte. Ufologii menționează că imaginea de pe disc seamănă mai mult cu ștampilarea decât cu lucrul manual. Luând în considerare ștampilarea la acest nivel cu 6.000 de ani în urmă, probabil că e imposibilă, iar discul se poate desface la o asemenea presiune. Ufologii afirmă că acesta e un artefact al extraterestrelor care la nivelul său de dezvoltare la sigur ar putea crea ceva asemănător. Faptul că discul genetic are origine extraterestră este dovada că discul reflectă o cunoaștere profundă în genetică pe care nu ar putea o avea popoarele ce trăiau în Columbia cu 6.000 de ani în urmă. Așa că se pare că avem în fața noastră încă un artefact, indicând că nu suntem singuri în univers. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Noi nu avem o părere oarecare despre aceste descoperiri, sunt adevărate sau false, însă vă rugăm pe voi să vă faceți concluzia și să împărtășiți părerile voastre în comentarii. Pace tuturor! Vă pupă la aia!